Au fost momente că mă scula din somn și mă bătea, îmi spunea scoală că tu nu dormi. Au fost momente cu cuțitul vreo să mă taie noaptea. Ca iad am trăit pentru copiii mei, pentru ca să aibă tată. Cristina Palanciuc a stat 10 ani cu soțul în casa socrilor, însă fericirea a durat puțin. După nașterea primului copil în familie au început certurile, marcate de violență. Învinuită de tentativă de omor asupra foștilor socri, femeia a fost condamnată la 10 ani de pușcărie. Eu am intrat în partea unde am locuit cu copiii și cu soțul și a intrat în mine o ură, a intrat... Pentru că cum a făcut el cu mine, prin câte am trecut și el a rămas în tot gata, dar eu am fost umilit față de el. Și am luat sărnicii și am aprins jucăria. Jucăria a luat foc. În penitenciarul numărul 7 Rusca, femeia a primit actele de divorț și a aflat că soțul s-a căsătorit cu o vecină, martor în dosar. Cum s-au întâmplat toate, aflați duminică, de la ora 18, doar la Femeile Vorbesc.